Chiar dacă nu vor putea veni acasă de sărbători, românii din diaspora vor avea tot ce le trebuie pentru o masă de Crăciun tradițională. De la tobă, caltaboș sau șorici, până la cozonaci cu nucă sau stafide. Nimic bun nu le va lipsi de pe mese. Se îngrijesc de asta magazinele cu produse tradiționale din comunitățile mai mari de români. Furnizori sunt, firește, producătorii din țară. Când te uiți pe rafturile acestui magazin, ai putea crede că ești în România. Și totuși, imaginile sunt din magazinul soților Asavi, care locuiesc în Oderzo, un orășel din nordul Italiei. De peste 10 ani ei aduc produse românești într-un mic magazin de cartier. În preajma sărbătorilor, cap de afiș sunt, evident, produsele tradiționale de Crăciun. Le pregătim caltaboș, le bărbuști, șorici, cozonaci, să le aducem o bucurie în suflet românilor. Așa ne alină dorul de casă. Cu ocazia sărbătorilor aici găsim tot ceea ce ne dorim. În ultimii ani, tot mai mulți localnici au început să consume produse românești. Așa s-a dezvoltat o rețea de distribuție. La câțiva kilometri de Vama Borș se află un depozit de unde tiruri întregi pleacă încărcate cu de toate pentru românii din diaspora. Ca și volume, 2020 comparativ cu 2019, noi avem o creștere undeva, zicem noi, între 25 și 30%, destul de substanțială. Magazine românești se găsesc și în Austria. Adelin Cosmeiu are un lanț de 9 supermarketuri în Austria. Primul magazin a fost deschis în Graz, iar apoi s-a extins în Viena și alte orașe. Aici poți găsi de la dulciuri specifice românești, mezeluri, cărnuri, conserve românești, dar și băuturi. Toată marfa o aduce din România, de la producătorii de aici. Nu numai românii îi trec pragul, ci și austriecii. Datorită faptului că românii noștri nu au putut călători, nu au putut merge în țară așa cum o fac an de an. Deci da, în perioada asta a fost o perioadă mult mai prosperă față de ceilalți ani. Și românii din Belgia caută în această perioadă produse tradiționale pentru masa de sărbători. Un magazin românesc din Bruxelles este aprovizionat aproape zilnic. O să vreau o afumătură, o să vreau un parizer, o să vreau o pastramă, o să vreau o varză murată, un pufuleț, o bere de România, un vin de România, până și aghiazmă de Zalău avem în dotare. Mulți comercianți vând și online. Cu o comandă dată din timp, vă puteți asigura că regăsiți de sărbători savoarea bucătăriei românești. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.